Să răspund la doamnelor și domnișoarelor, bun găsit, domnilor, vă spun Severin Călinescu și George Mihail Pârvan. Suntem în legătură directă cu sala sporturilor la Scărpană din Baia Mare pentru prima partidă din ultima etapă a Ligii Naționale Feminine de Handbal dintre vicecampioana HCM Baia Mare, gazdă și oaspeta, formația vizitatoare, să-i spunem așa, campioana CSM București. Veți vedea curând și cele două formații, 12 sportive de la HCM Baia Mare, 15 în dreptul echipei din capitală. Sunt și câteva prezențe surpriză, să le spunem, Severin, apariția pe raportul de joc a Melindei Geiger și a Caterinei Iejici. Iată Munteanu cu Dumanska portar, după aceea Dona Cimentov, Geiger, Vizitiu, Marin, Abing, Suci, Perianu, Elisei Ardean, Tătar și Iejici, pivoți. Antrenori sunt Aurelian Roșca și Sorin Rădulescu, director tehnic Ioan Boban, arbitrii acestei partide, arbitrele Diana Carmen Florescu din Pitești și Ana Maria Stoia din București. Să vedem câte din jucătoarele trecute pe foaie vor evolua pentru HM Baia Mare. CSM București cu Iordache, Pessoa și Grubi și Șportari, Gulden, Curea, Rodriguez, Jorgen, Sembaza, Liu, Brădeanu, Nan, Vetcova, Martin, Manea, Fischer, Nicula, antrenor Kim Rasmussen, câteva absențe importante și la CSM București. Cristina Vărzaru și Linea Torstenson nu vor juca în această partidă care s-ar fi vrut finala campionatului, dar da, iată-le și pe o adevărată echipă de absențe la HM Baia Mare. Le-ați văzut acolo pe Paula Ungureanu, pe Alison Pino, pe Adriana Nechita, pe Gabriela Mihalski Preda. În stânga imagini este Diana Carmen Florescu, în dreapta Ana Maria Stoia, observator al Federației Române de Handbal, Gheorghe Năsturel din Caraș Severin. Nici Tănasia, pe ea n-am văzut-o până acel cadru, dar nici ea nu este trecută pe foaia de joc. Spuneam, e proaspăt operată la Timișoara, la genunchi. Tocmai. S-ar fi vrut finala campionatului, însă în etapa 21 HM Baia Mare a suferit o înfrângere pe terenul Coronei Brașov. Un meci extraordinar pentru Corona în condițiile în care HM Baia Mare venea cu echipa întreagă acolo, sau a jucat cu toată echipa pentru că era în plină campanie de calificare în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. A pierdut acel meci plus cel din tur de la București împotriva CSM-ului cu 24-21. Am văzut-o și pe Ana Maria Tănăsie. Mulțumim colegilor din CAR care au fost din nou foarte prompți. Astfel că CSM București este din etapa trecută în meciul cu Universitatea Cluj, vechea și noua campioană a României. Două titluri consecutive pentru CSM. Performanță rară, nu multe echipe au reușit așa ceva. Elisei extremă stânga, Perianu interstânga în centru, Marin Popescu interdreapta, este Vizitiu extremă pe aceeași parte, Dona Cimento, Chavez în centru, pivot este Tătar, apărat foarte bine Pessoa, apără parcă mai strălucitor un pic Munteanu. Aurelian Roșca s-ar putea să nu aibă mult de lucru la această partidă, pentru că nu știm câte din jucătoarele care au început rezervă această partidă vor putea evolua, și ne referim la Melinda Geiger, accidentată de mai multă vreme, Gabi Suci, care și-a rupt și ea de curând degetul, cine mai e pe bancă? Sigur, portarul Iulia Dumanska. Da, te-a referit în principal la jucătoarele de câmp, am înțeles că Gabriela Suci și-a manifestat dorința de a juca și a dat jos acel gips de la degetul mare. Deci, în mod normal, ar trebui să o vedem în teren. Depinde cât poate să se miște Melinda Geiger, operată de menisc. Iejici, ea de curând accidentată. Da, la Iejici este o problemă, are ruptură de menisc și are jumătate din ligamentele colaterale distruse. Rămâne să vadă dacă se va opera sau nu. Trebuie să discute cu viitoarea sa formație CSM. Are prilejul București acum, odată cu această partidă. Oh, iată-o pe Torstenson, am zis că lipsește, nu am văzut-o trecută pe foaia de joc, dar iată-o pe teren, pe Linea Torstenson.
se reduc accidentările, dacă vom vedea și pe Cristina Vărzaru, atunci echipa completă, echipa de Final Four pentru CSM București. Să nu uităm, pe 7-8 mai CSM București dispută în Ungaria, la Budapesta, Final Four-ul Ligii Campionilor, sâmbătă, meciul cu Vardar Skopje din semifinală. 0-0, minutul 3, puține goluri la început de meci. Acum Perianu se înalță, aruncă un cartonaș galben pe care îl primește Linnea Torstensson după faultul făcut asupra pivotului tătar, dar mingea este acordată celor de la CSM București, campioanelor. Asta ca să fim siguri că Torstensson chiar este în teren. Primul gol e reușit de daneza Line Jørgensen. A devenit cumva limbă de lemn, a devenit pleonas să spui câte mult le-a lipsit Jørgensen celor de la CSM București. Ambele echipe, după cum știți, sunt... au evoluat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. CSM București s-a calificat mai departe după dubla victorie împotriva rusoaicelor de la Rostov. HCM Baia Mare a fost eliminată de Buducnost după o înfrângere la Baia Mare la 5 goluri și o înfrângere la 7 goluri, dacă nu mă înșel, la Podgorița, dar după ce Baia Mare, cu doar 11 jucătoare deplasate în capitala Muntenegrului, a reușit o primă repriză senzațională pe care a terminat-o la conducere, 14-13. Cu mobilizarea aceea extraordinară, acolo unde handbalista a arătat că țin la orgoliul lor, la profesia lor de handbalistă și au ținut să demonstreze că au valoare. Nu jos că, pălăria. Nu că n-am fi știut noi. Jos pălăria pentru fetele de la HCM Baia Mare, pentru băieții de la Minaur Baia Mare, mai puțin pentru conducerea clubului. Suporterii, iată, au părăsit echipa la ultimul meci, ceea ce ar fi trebuit să fie finala campionatului, dar evident, așa cum spuneam, CSM-ul a câștigat campionatul matematic cu o etapă, sau înainte acestui meci, de altfel au și primit cupa într-o festivitate frumoasă la care ați participat, George, în sala polivalentă. Extraordinară aeriană finalizată de Alexandra Donascimento. La care dăm voie să spun că prima donă a fost și în teren și la distracție Ana Paula Rodriguez, cu echipiera acestei Alexandra Donascimento, ambele foste campioane ale lumii. Rodriguez a încântat pur și simplu în momentul în care s-a dat drumul la muzică și ne-a arătat ce glezne șlefuite pe nisipul plajelor braziliene are. S-a mișcat înnebunitor, adică efectiv a fost o plăcere să o vezi pe... Au încercat și celelalte să facă față. Puține s-au ridicat la nivel de dansatoare la nivelul faulei Rodriguez. Obțin cele de la HM Baia Mare, o aruncare de la 7 metri, a fost faultată Elisei după ce mai devreme Peso a reușit să apere la această fază a apărat Peso, dar s-a dat aruncare de la 7 metri pentru o barieră pusă Valentinei Ardean Elisei, așa au considerat cele două arbitre, Stoia și Florescu. Aruncare de la 7 metri, iată, spuneam noi, o singură jucătoare validă de rezervă ar fi Abing, din ceea ce știm noi, a intrat să execute aruncarea de la 7 metri, dar Peso reușește să scoată. Nu știu dacă n-a ajutat și stâlpul din dreapta ei acolo, oricum brazilianca s-a mobilizat și este spectaculoasă în intervenții, ca de obicei. Iată replica venită de la Munteanu. Sigur că e o stare de spirit diferită la cele două echipe. CSM București trebuie să fie în formă la acest final de sezon pentru a evolua la Final Four-ul de la Budapesta. În schimb, apele sunt foarte tulburi la HCM Baia Mare. Multe jucătoare și-au anunțat plecarea. Acum, din nou, Ionica Munteanu face minuni în poarta băimărâncelor. Că a adus din nou vorba de HCM Baia Mare. Scrie din centru Luciana Marin și iată cum, cu noroc să recunoaștem, scorul devine 3-1. Da, asta dacă norocul poartă numele Ionica Munteanu. Poartă și, și stâlpul din dreapta al Maisei Pessoa, care a ajutat-o să apere, să respingă mingea la acești 7 metri. Tot noroc se cheamă, nu? Ziceam că astăzi, apropo de echipa din Baia Mare, astăzi... întâmplător am avut o discuție. Schefischer la colțul scurt, este 3-2.
cu edilul șef din acest municipiu, cu Cătălin Cherecheș, care mi-a spus că iată cartonaș galben pentru Rasmussen, care mi-a spus că în ceea ce privește echipa masculină lucrurile sunt rezolvate. Două minute eliminare pentru Kim Rasmussen, care a continuat protestele. Da, nu s-a potărit, din păcate pentru el. Și care mi-a spus că în ceea ce privește echipa de băieți totul este rezolvat, iar în ceea ce privește echipa de fete sunt 10 jucătoare care au acceptat, care și-au dat acordul pentru noul club numit Club Sportiv Minaur, acestea fiind Umanska Munteanu, Elisei Tătar, Tănăsie Vizitiu, Marin Tomescu, și că s-ar fi rezolvat și cu cele care sunt împrumutate la Brăila, Zanfirescu și Tiron, și toate acestea vor face parte din Clubul Sportiv Minaur din vară, urmând ca noul club, care va avea doar handbal și fotbal, atenție, să meargă în ceea ce privește echipele de handbal, să solicite, să capete aprobarea Consiliului de administrație, întrucât acolo, în mod clar, nu se poate face trecerea decât dacă nu sunt datorii. Gol marcat acum de Patricia Vizitiu, să sperăm că așa va fi, sigur, până nu vom vedea, nu vom crede. Avem exemple negative în ultima vreme de echipe care s-au desfințat sau de echipe care s-au reformat, să spunem, au renunțat la vechea titulatură și la palmares și s-au înscris într-o titulatură nouă în Liga a doua, cum este cazul semifinalistei Cupei României. Medalii cu bronz la băieți, HC Dobrogea Sud Constanța, formată pe scheletul echipei HCM Constanța. Și noul club CS Minaur Baia Mare va fi condus din postura de director general Gol Jorgensen, de Vasile Viman, Silu, fostul portar al celor de la Minaur. Partea masculină îl va avea șef pe Ionuț Marta, fostul arbitru, iar Cătălin Cherecheș a spus că și l-ar dori la conducerea părții feminine pe Daniel Coteț. Rămâne ca și acesta să afle, să fie de acord, să respingă propunerea, să vedem ce și cum va fi. Oricum, e un prim semnal că handbalul nu va lipsi din Baia Mare. Asta e un semn bun, să vedem dacă se va realiza, pentru că e o lună în care se fac multe promisiuni de către toată lumea. Gol marcat acum de Torstenson, să vedem dacă ele își vor găsi aplicarea în practică după ce va trece această lună electorală, evident. Da, acum, înainte de alegeri, cum se spune pe la noi, pe la români, toată lumea promite marea cu sarea. Noi îl credem pe domnul primar deocamdată, pentru că nu ne dorim să fie în continuare handbal. Noi ne-am bucurat pentru handbal. Da, asta în condiția în care și președintele Federației, Alexandru Dedu, l-am auzit la microfonul DigiSport spunând că în niciun caz nu-și dorește un campionat cu o singură favorită, așa cum a fost Olchimul, dominantă clară. Măcar CSM București, care a câștigat ultimele două titluri, a avut o parteneră extraordinară de întrecere în echipa de la Baia Mare. Gol marcat acum de pivotul Oana Manea. Se poate spune că dacă Baia Mare n-ar fi adus atâtea jucătoare de valoare, nici CSM București nu s-ar fi zbătut să vină peste de fiecare dată. A fost într-adevăr o competiție interesantă între cele două grupări. Un alt amănunt statistic interesant, HM Baia Mare a bătut de două ori în ultimele 5 meciuri pe CSM București, furându-i două trofee, câștigând două trofee. Cupa României în sezonul trecut, gol marcat de Patricia Vizitiu de undeva din extrema stângă, extraordinară evoluția, ce execuție Patricia Vizitiu, cu efect cumva exterior, ia uite, extraordinar. Foarte, foarte frumos gestul tehnic făcut de Pati Vizitiu.
una dintre cele mai vocale jucătoare din vestiarul celor de la HCM Baia Mare, care spre lauda ei, spre cinstei, de fiecare dată și-a apărat colegele, a luat poziție și a ținut față piept celor care ziceau mai lasă și de la tine, ei bine, nu, vizitiu, de fiecare dată a luptat pentru drepturile ei și ale colegilor sale. Carmen Martin Berenguer, în opinia mea, cea mai valoroasă extremă dreapta din Europa și din lume la ora asta. Da, și nu cred că e vreuna mai sus de ea. Și cea mai constantă jucătoare a lui CSM București în Liga Campionilor. Spuneam, Baia Mare a câștigat Cupa României după un meci tensionat în Final Four-ul de la Baia Mare de anul trecut, 18-17, și a câștigat la București la începutul sezonului Supercupa României. Ce gol fabulos reușește Gabi Perianu! Este Interul clasic, de care ne e dor de multe ori. Interul care vine și pocnește mingea, efectiv o face patrată de la distanță. L-ați văzut pe margine pe Aurelian Roșca aplaudând. Pe de altă parte, dacă e să dăm crezare informațiilor care vin, senzațională combinație iană din nou, Linea Torstenson de astă dată finalizează. Pe de o parte ne bucurăm, să nu-ți uiți ideea, George, pe de o parte ne bucurăm că acest meci nu are miză, pentru că vedem ambele echipe etalează tot arsenalul spectaculos pe care îl dețin. Pe de altă parte, informațiile din interiorul echipei spun că pentru nou CSM Aur, în mod sigur și-ar da acordul, sau chiar și l-au și dat, Dumansca, Muntean, Tătar și poate Elisei. Aici ar fi de discutat mai departe. Rămâne să vedem, deci cum ai zis și tu, nu că noi am dat crezare primarului Cătălin Cherecă și așteptăm ca vorbele să aibă acoperire în fapte. Înscrie Timea Tătar, de mult n-am mai văzut-o marcând. În sensul că pornim și noi, evident, ca în societate, nu de la prezumția de nevinovăție. În mod clar. Credem ceea ce auzim sau ne bucurăm și sperăm că ceea ce auzim este adevărat, ceea ce vine dinspre această echipă extraordinară care a reprezentat România în Liga Campionilor în ultimele trei sezoane. Extraordinară parada Ionicăi Munteanu în fața Mariei Fiscăr, a patra paradă pentru Ionica Munteanu. Acum Luciana Popescu, Abing aruncă în blocajul bucureștencelor. Va fi aruncare de la colțul terenului pentru HCM Baia Mare. Abing iese la schimbare, nici ea nu pare 100% fizic. Volei și rugby, două sporturi care vor intra cumva în parohia, cu ghilimele de rigoare, parohie a Consiliului Județean, considerând că în felul acesta se acoperă. Iată frumos angajat de asta dată ca al doilea pivot Perianu. Atenție să nu apară accidentările, nu avem nevoie de așa ceva. Bună evoluția Gabrielei Perianu, mi se pare un sezon foarte bun pentru ea, sau în fine, în creștere pentru talentata jucătoare. Indiscutabil mai sus decât ceea ce a avut la Brăila, unde la un moment dat aveai senzația că a intrat în rutină. Da, poate că se plafonase acolo. Gulden pentru Rodriguez. Rodriguez obține aruncare de la 7 metri. Evident, publicul nu este de acord cu decizia celor două arbitre. Cartonaș galben pe care îl primește Gabi Suci. Singura eliminare de până acum, Kim Rasmussen. Deci într-un meci de fete, singura eliminare de până acum bărbat. E a unui bărbat. Ai senzația că Rodriguez permanent face pași de samba. Câteodată prea mulți. I se mai întâmplă chiar și ei. Oricum, dacă va pleca de la... Știm că a semnat contract cu Odense. Cei de la GSM București spun că e posibil ca ea să nu mai plece, nu înțeleg în ce condiții, dar sunt interesați să rămână și se pare că și ea ar dori să rămână. Dacă pleacă, în opinia mea, va fi o pierdere mare. Asta cu dorința mi se pare, mi se pare greu de crezut în condițiile care ea a semnat, nu altcineva. Încearcă o aruncare de la șold, Patricia Vizitiu nu reușește să înscrie. Depinde și de contraofertă, nu? Așa este.
Mica. În orice caz, eu zic că dacă dispare Rodriguez de la CSM București, este o pierdere și încă una mare. E o jucătoare care se rezolvă fel de fel de lucruri. Și haideți să ne aducem aminte, Severin, titlul primul la care a avut o contribuție majoră atât ea cât și Torstensson și lângă ele Pessoa. Meciurile cu... cu Baia Mare din finală, nu? Cu Baia Mare din finală, meciurile cu Rostov Don, în care n-a jucat mare lucru, însă a fost... Da, sau golurile, golurile sale au fost decisive pe final, atunci când a contat. Deci, nu, aici... Bine, asta e părerea mea acum. Da. Mie mi se pare că Rodriguez, față de anul trecut, este într-o scădere, plecată în special, iată golul marcat de Valentin Ardean Elisei, plecată în special după momentul în care i-a semnat acel contract cu Odense. Mi se pare că ea nu s-a mai concentrat foarte tare pe evoluția sa la CSM București. Repet, e o părere personală. Da, pe de altă parte, ia în considerare că până să apară Gulden, ea nu avea o contracandidată pe post la nivelul ei. Și sărea mai mult în ochi. Da. Și ieșea mai mult, avea cum să iasă mai repede în evidență. Și s-a mai întâmplat ceva. Absența Interului dreapta, care i-a colaborat foarte bine. Da, fie că a fost Facchinello, care a renunțat la contractul său cu CSM București, fie că a fost absența Linei Torstensson, a dereglat cumva sistemul celor de la CSM București și de acolo au apărut tot felul de combinații. Cu Gulden în Inter dreapta sau chiar cu Rodriguez și în interdreapta, apără aruncare de la 7 metri Ionica Munteanu în fața Izabelei Gulden. Și atunci Rodriguez n-a putut să mai joace asta în permanență este. În centru. Și tocmai de asta eu apreciez, întrucât ea a rezolvat și postul de centru și inter stânga și inter dreapta, când și efectiv a dat golul atunci când nu dădea nimeni. Golul victoriei cu Rostov Don dat de ea în București, seria aceea de 3 goluri de la Rostov Don. Pauză, adică încă un gol al CSM-ului și după aceea încă două. Sunt realizări remarcabile. Luciana Popescu a aruncat în blocajul bucureștencelor. Acum este faultată Iulia Curea de Patricia Vizitiu. Atac pozițional pentru CSM București, dar Kim Rasmussen se hotărăște să utilizeze primul timeout pe care îl are în acest moment. Sau ca să mai glumim un pic, Severin, time-out a cerut eliminatul. Da. Și este destul de nervos, o cheamă pe Bela. Our defense is all of a sudden individual. That means the backs has the backs, the middle, we are spread out. Please just move all, it doesn't matter where the line player is, move to the ball. So we are now standing a little too much alone from time to time. We get split, the line players are moving below us from two to two. So please get more together, a little more work with the line player pushing her up and these things, and then let them make try to pass from right to left to a wing. Not only one pass to the wing. In the offense, keep moving the ball, then we create good chances. Are același discurs apăsat ca adresat unei echipe masculine. Diferența o face atunci când spune please. Da. Deci, vă rog. Cu alte cuvinte, cum era vorba aceea? Ciorchine în apărare, evantai în atac. Da. Se aplică cel mai bine la handbal, până la urmă, cu evantaiul în atac cel puțin, dar el a cerut ca în apărare jucătoarele să nu fie rigide și să se miște în funcție de zona cum în care adversarele faza atacă. Adică să meargă cu mingea. Iată pe Rodriguez în centru. Pleacă al doilea pivot, Cura. Se vede clar că nici Rodriguez n-are cum să colaboreze bine cu Gulden ca interdreapta și nici Gulden n-are cum să colaboreze bine cu Rodriguez interdreapta. E clar că nu circulă mingea cum și-ar dori. Da, noi am vedea-o cel mai bine în interdreapta pe Mica Brădeanu, dar nici ea n-a dat satisfacție după ce s-a întors de la echipa națională pe acel post. Să sperăm că va fi Line Jorgensen în regulă la Final Four. Cel mai mare câștig. Mai are două săptămâni în care poate să-și revină. Sigur că pentru cele două echipe vor urma meciurile din Cupa României, iar CSM București are un meci teribil
împotriva Coronei Brașov la Brașov. Meciul va fi miercuri de la ora 21 în direct pe Digi Sport 2. De la ora 18, HM Baia Mare joacă la Ploiești din optimile de final ale Cupei României. E, asta vreau să spun. Să nu care cumva să crezi că va fi o simplă plimbare pentru HM Baia Mare. Sub nicio formă. Va fi un meci cel puțin la fel de dificil cum îl are CSM București la Brașov. Ambele joacă în deplasare. Am comentat Ploiești cu CSM București și a fost un meci încântător pentru echipa lui Neven Hrupeț în prima repriză, atunci când Ploieștiul a condus la un gol, apoi CSM București a reușit să învingă la 6 goluri, dacă nu mă înșel. În acea etapă a 21 a fost momentul decisiv al acestui campionat, George. Înaintea meciului celor de la HM Baia Mare de la Brașov, CSM București a fost la un pas să piardă puncte împotriva Romanului și a salvat acel meci în ultimele minute. Gol marcat de Timea Tătar, lob peste Maisa Pessoa și iată cum HM Baia Mare conduce CSM București cu 10-8. Cred că acel meci din Roman e unul pe care campioana vrea să se scoată repede. Au scăpat cu victoria, e cea mai bună caracterizare. Au scăpat cu victoria, pur și simplu. Am vorbit cu antrenorul Romanului după acea partidă, cu Florentin Pera, și îi spuneam la un moment dat că mi-aș fi dorit, mai ales după ce văzusem meciul celălalt, victoria Coronei asupra HM-ului. Pentru echilibru de campionat. Mi-aș fi dorit să fi câștigat Romanul pentru a avea această finală, pentru a avea un meci cu miză în această ultimă etapă. 6 parade a adunat Ionica Muntanu, plus o aruncare de la 7 metri, cea care primește îngrijiri medicale de la Mitraș, că este Pirianu. Apropo de ceea ce a făcut Rodrigheș în acest sezon pentru CSM București, a dat ultimele 2 goluri în acel meci de la Roman, după ce cu 2 minute înainte de final Romanul conducea cu un gol. Rodrigheș a dat următoarele 2 goluri și asta îți spun că a asigurat o mare parte din titlu plecarea pentru CSM. Brazilienice Ana Paula Rodrigheș, din punctul meu de vedere, este o pierdere pentru CSM București și încă una mare. Nici nu este foarte în vârstă, are 29 de ani, nu? 29 de ani, 2 ani ca Popa poate să mai joace. Exact, la nivel maxim. Da. Să vedem cum se va descurca Neon Black, care trebuie să joace și rolul de centru și cel de interstânga din sezonul viitor. Calitate fizică incontestabilă a franțuzaicei, însă dezordonată. Da, vom vedea dacă va reuși Kim Rasmussen sau următorul antrenor să o disciplineze pe sau următorul Kim, da? Pe Neon Black. Iată acum contraatac pentru CSM București, gol marcat de Iulia Curea. Sigur că mai așteptăm anunțarea unui Inter dreapta la CSM București, n-au făcut Aiglon deocamdată. Da. Aiglon. Ok. Camil Aiglon. Da. Am zis următorul Kim gândindu-mă la dinastia nord-coreană, știi? Kim Il-sung, Kim Jong-un, Kim Il și așa mai departe, adică chestia de asta. Da, se punea în discuție plecarea lui Kim Rasmussen, să vedem dacă mai este de actualitate după ce a reușit să meargă cu echipa în Final Four-ul Ligii Campionilor. E, da, de acum se va pune problema, Kim Rasmussen vrea să-și prelungească. Dacă mai vrea el să stea. Exact. Datele problemei sunt altele. Ultimele 7 minute din prima repriză în atac, HM Baia Mare, Patricia Vizitiu pentru Don Nascimento, aruncare cu efect și o nouă bijuterie în poarta celor de la CSM București. După ce am avut-o pe Vizitiu din extrema stângă, reușind o aruncare specială, iată-o și pe Don Nascimento, marcând un gol superb. Două stângaci au în teren, ambele fac lucruri ieșite din comun și nu pot decât să ne bucure. Don Nascimento, aduți aminte că amândoi eram necăjiți în precedenta ediție de campionat, că nu evolua la renumele pe care îl avea. Ei bine, sezonul ăsta Don Nascimento a arătat că a fost campioană mondială. Don Nascimento și Pino au dus greul în Liga Campionilor pentru HM Baia Mare, acolo unde din nou vicecampioana României a făcut minuni.
plecat cu 0 puncte în grupa principală și a reușit să se califice în sferturi, la fel ca anul trecut. Să știi că și Abing a avut un joc bun în, absolut. Și în cupele, și în Liga Campionilor, și în campionat. E una dintre străinele care a dat satisfacție din primul până în ultimul minut când a jucat. A forțat aruncarea acum Line Jorgensen, din nou a apărat Ionica Munteanu. O să lasă să forțeze ca să-și revină, să fie în formă la Final Four. E greu și de dozat efortul pentru Kim Rasmussen. Îți dai seama că fiecare dintre jucătoare se gândește la Final Four. Iată pe din nou gol frumos marcat de Patricia Vizitiu, al treilea gol al său. Îți dai seama ce e în sufletul celor de la CSM București în condiția în care se deplasează la Baia Mare. Mai sunt doi pași până la Budapesta, trebuie să se întoarcă pentru a juca la Brașov, să se pregătească în București și apoi iar să se ducă înspre Ungaria. Timp de odihnă. If we start with the defense, al doilea pentru Rasmussen. The running back not being ready, the line player still on the sides. Just here, we are not ready. We are too focused not to move about the ball. It's all about focus, okay? So it's all about focus and being ready. In the offense, we have created plenty of chances. The goalkeeper are going for the straight shot all the time. If you turn here, she goes here. If you go here, use the wrist to make them go the other way. But you have to keep working, keep moving up there. Put the pressures out wide, maybe start with some of these. But still, put the pressure. Don't be afraid to shoot. Put the pressure all the time in the offense, okay? Come on! În mod clar, Kim Rasmussen nu precupețește niciun efort. Nu își dozează, din punct de vedere fizic, nici un pic evoluția. Iată-l aici. Ăsta e gestul pentru care a primit eliminare. Da. După ce primise cartonaș galben, a continuat să dirigeze pe acolo în stilul său și cele două arbitre, Stoia și Florescu, i-au dat și eliminarea de 2 minute. Dai seama că la un joc din acela, privind gesturile, ar fi foarte expresiv. Gulden cu Jorgensen, i-a căzut mingea în cap lui Rodriguez, primește din nou Rodriguez, atac lung pentru CSM București, e amenințare de joc pasiv, Rodriguez încearcă să arunce, foarte bună intervenția în apărare pentru Gabi Suci. Rămâne semnalizarea de prepasiv, a aruncat și Gulden, a respins Perianu. Bine în apărare HM Baia Mare. Să spunem că CSM București n-a mai pierdut în campionat de 48 de meciuri. Gol, nu e gol, o nouă intervenție pentru Ionica Munteanu, care a scos pe lângă poartă, a fost o iluzie pentru mine. 48 de goluri, 48 de meciuri fără înfrângere, fără egal de fapt pentru CSM București. Ultima înfrângere pe 5 octombrie 2014, tot în această sală, 21-24 cu HCM Baia Mare. Să notăm apariția între buturile formației bucureștene a Calin Iordache, care are deja o paradă. Și dacă o vede pe Vetkova mergând spre margine, ce să fie, ce să fie. Eliminare de 2 minute pentru faultul Patriciei Vizitiu, dar nu știu dacă cele două arbitre au dat eliminare, vom vedea. Alexandra Donașimento execută aruncarea de la 7 metri, 3 goluri avans pentru HM Baia Mare. Donașimento, gol la vinclu, reușit de braziliancă, 13-9, și probabil că băimărenii care se uită la televizor și văd această evoluție extraordinară a echipei favorite, probabil că, mai ales că am înțeles că e frumos afară, vor lua drumul sălii sporturilor la scărpană. Probabil că vor veni la sală, să vedem în repriza a doua. Noi invităm. De asta zic, regretă de mult că n-au fost deja în sală. Acum eliminare de 2 minute pentru, în dreapta acolo, cine s-a apărat, Donașimento, a faultat-o pe Iulia Curea, este 7 metri și eliminare 2 minute. N-a primit Vetkova eliminare mai devreme. În condițiile efectivului redus pe care l-are, evoluție surprinzătoare, surprinzător de bună, am putea spune, a celor de la HCM Baia Mare.
care par să țină la blazonul lor și să-și ia la revedere frumos de la Liga Națională în acest sezon. Așa cum și-au luat de la Champions League. Da. Și să nu uităm că totuși Final Four, Cupa României la femei, este programat să desfășoare chiar în această sală. Aurelia Brădeanu față în față cu Dumanska, înscrie Brădeanu liniștită. După ce Dumanska a atins mingea trimisă de Brădeanu, iată-o pe tânăra Iulia Dumanska. A fost ușor arogant Kim Rasmussen în declarațiile sale dinaintea ultimelor partide. A spus că ăsta e obiectivul nostru, să mergem în calitate de campioni la Baia Mare. Avea o ușoară tentă dincolo de latura sportivă, faptul că oricum așa s-ar fi întâmplat. A ținut să sublinieze. Da, ideea lucru. Este că aproape și văzut să în căruță, nu? Absolut. Iată-o pe Patricia Vizitiu, cea mai bună jucătoare din prima repriză, poate egalată doar de paradele extraordinare ale Ionicăi Munteanu. Golurile și acțiunile Patriciei Vizitiu au făcut deliciul publicului băimărean până acum. Fosta jucătoare a CSM-ului, să nu uităm, i-a câștigat în sezonul trecut titlul cu CSM București. Și acesta un motiv de ambiție în plus pentru Patricia Vizitiu. Plus că știm sigur că Thomas Riude se uită la această partidă și Patricia Vizitiu are datoria de a-l convinge că merită în lotul pentru Rio. Gol marcat de Valentin Ardean Elisei, chiar dacă Pessoa a fost aproape să apere. Zâmbetul pe buze al Valentinei Elisei. Parcă Pessoa își bagă singur remizia în parte. Aproape la că dat. Da, aproape că asta se întâmplă. Oricum, Pessoa rămâne unul dintre portarii foarte buni. Și extrem de spectaculoasă. Extraordinară Ionica Munteanu. Ce meci face împotriva lui CSM București. Care n-a reușit să-l scrie în superioritate numerică. Chiar nu mă pot obișnui să-i spun Ionica Munteanu, o veterană, deși are 37 de ani. Nu arată, să fim serioși, că nu arată chiar deloc. E într-o formă extraordinară și are o agilitate de panteră. Time-out pe care îl cere Aurelian Roșca. Echipa sa joacă foarte bine împotriva CSM-ului. Da, așa. Dar să prinde blocajul. Mai avem încă 15 secunde în atac. We stay 50 seconds and after we make, ok? Nu suntem în pasiv. Hai! 2, 3 și... Pino, Paula Ungureanu, Gabriela Mihalski, Preda. Și Patricio Chavez Martinez, soțul Alexandrei Donas Cimento. A fost un jucător de la Minaur Baia Mare. Merge foarte bine Minaur în play-out, să știi, dacă nu mă înșel, e pe primul loc sau... Două victorii din două meciuri. Da, undeva pe acolo. Ne vom informa în pauză. La luptă cu pandurii, cu energia pandurii Târgu Jiu. Baia Mare 14 la 10 și are atacul Elisei. Elisei încearcă să ia acțiunea pe cont propriu, faultată de Gulden, încă puține secunde de inferioritate. Conform site-ului Federației Române de Handbal, pe primul loc e Târgu Jiu cu 30 de puncte, 2 Minaur 28, 3 Ploiești 20, 4 Vaslui 19 puncte, 5 Focșani 16, 6 Galați 1 punct. Au ratat băimărâncele imediat după ce se restabilise egalitatea numerică în teren. Intrase jucătoarea eliminată de la Baia Mare, Alexandra Tuna și Mento. Pe vezi, era schema făcută pentru 5 contra 6, de aia n-a dat gol. Da. Să spunem că avem o veste bună pentru iubitorii sportului din România, pe lângă faptul că vom transmite Final Four-ul de la Budapesta de handbal feminin. Pe 1 mai, dis de dimineață, DigiSport va transmite meciul pentru centura WBC pe care Lucian Bute îl dispută în gala de la Washington împotriva lui Badugec. O nouă paradă formidabilă
cea cu numărul 10, Ionica Munteanu, recuperează și înscrie ca un pivot perfecționist ce este Oana Manea, care de curând a făcut 31 de ani. Da, a fost ziua ei săptămâna aceasta. Cu o zi înaintea meciului în care și-au pus medaliile de campioană la gât din nou. Iar astăzi sărbătorim un sportiv cu un trecut glorios, apără din nou și Iordache, este vorba de Alexandru Buligan. Le urăm tuturor toate cele excelente, acesta este rezultatul la pauză, revenim după aproximativ 8 minute. Din nou în transmisiune cu sala Lascăr Pană din Baia Mare, prinși în frumusețea meciului dintre HM Baia Mare și CSM București, condus la pauză de Băimărence, 14-11. Nici nu am zis întreaga configurație a etapei. Iată și cupa pe care o vor primi cele de la HM Baia Mare la finalul acestei partide, cupa pentru locul 2, pentru că titlul este deja... E un pic mai mică decât da, cea pentru locul 1. Titlul este deja de din etapa trecută. CSM București își apără titlul de campioană a României. Spuneam, meciurile din etapa 26-a, Universitatea Cluj, HCM Râmnicu Vâlcea se joacă tot astăzi, iar mâine vor fi meciurile Rapid SCM Craiova, Măgura Cisnădie Slobozia, HC Zalău Corona Brașov, Dunărea Brăila cu HCM Roman. Foarte importantă această partidă pentru configurația finală și prezența echipelor în cupele europene. Apoi Sebeș cu CSM Ploiești. E în discuție și ultimul loc care va retrograda. Da, da, da. La meciurile acelea Rapid Craiova și Cisnădie cu Slobozia, acolo dacă reușește să câștige Cisnădie și pierde Rapidul, atunci Rapidul retrogradează direct și Cisnădie mai are o șansă la baraj. În momentul de față, pe locurile care duc direct în Liga Secundă sunt Cisnădie cu 13 puncte și Sebeș cu 4 puncte. Rapidul este deasupra cu 3 puncte mai mult decât Cisnădie. Iar Cisnădie are avantajul meciurilor directe. Directe. Da. Două echipe care sigur vin din Liga a doua, Danubius Galați și CSM Bistrița. Iar la baraj vor merge Buzău și Cetate Deva. Bistrița cu Horațiu Pașca, omul care a stat aproape un sezon pe banca formației U Cluj. Iar echipa din Galați, pregătită de... fostul pivot al celor din Galați și al Stelei, Costea, Valeriu Costea, pivot parcă într-un fel în aceeași perioadă cu Găbrean. Ce frumos a pătruns Gulden, însă pare să fie într-una din zilele sale de grație Ionica Munteanu. Foarte bună evoluția în prima repriză a Ionicăi Munteanu, iar în atacul celor de la HM Baia Mare putem spune că a strălucit Patricia Vizitiu.
Iată și pe Melinda Geiger, care a făcut un semn de încurajare pentru una din colegele sale. Nu a jucat până acum Melinda Geiger, puțin probabil că ea va intra, poate câteva minute, nu știu, câteva secunde. Senzațional! Valentina Nelly, Elisei Ardan, ca în vremurile când juca la Kneaz Miloš ca Inter. O aruncare în forță de la distanță. De partea cealaltă aruncă în blocaj Torstenson. Parcă au mai venit suporteri, parcă se aude ceva mai tare galeria Minaurului. Patricia Vizitiu, care înțeleg că a găsit un mediu propice în Baia Mare. Oamenii de acolo o sprijină, o înțeleg. Ea n-a avut o copilărie prea fericită. Sunt lucruri care repercutează după aceea asupra întregii evoluții în viață. Gol acum pentru daneza Fischer, cel de-al doilea al său. Așa cum bănuiam, în prima repriză n-a intrat nici Ježić. Singura schimbare pe care a făcut-o Aurelian Roșca, lui Sabing. Singura jucătoare care a venit de pe bancă, acum reușește să apere Maisa Pessoa, aruncarea deviată a Gabrielei Perianu, Gulden pentru Fischer, din nou Fischer reușește să înscrie, una din jucătoarele care va pleca sigur în vară de la CSM București, va merge la Randers. Să spunem că veți avea handball din nou sâmbătă de la ora 12:45, play-off la Liga Națională Masculină, faza 1, Steaua contra Poli Timișoara, de la ora 17, Vardar contra Vesprem și după aceea imediat de la 11:30, Flensburg cu Chielce, înscrie Timea Tătar. Cele două partide din Velux Champions League ajunsă la faza sferturilor, altă fază eliminatorie. De asemenea, duminică de la ora 11:15, Dinamo cu Dunărea, Călăraș, și partida precedată de săptămâna de handball, Constantin Prună și invitații săi, înscrie Oana Mane, e golul său cu numărul 3. Iar duminică de la ora 20:30, Kiel contra FC Barcelona, o minunăție de meci. Apropo, Severin Cap, idee, eu zic că ar putea să fie prima ediție de când trofeul se desfășoară la The Final Four, se desfășoară la Axis Arena din Köln, în care nu va fi prezentă nicio echipă germană. Și în replică îți spun că nu neglija pe Kiel, chiar dacă joacă cu Barcelona. Aruncare de la 7 metri acum. Eu dacă e să mizez pe ceva, mizez pe Flensburg. Haideți să vedem cine are dreptate. Aruncare de la 7 metri pentru HM Baia Mare. Martin a faultat-o pe Gabi Perianu. Aruncă Dona Shimento. S-a dus pe minge pe Soa. Brazilienele între ele știau cam ce se întâmplă. După această partidă pe Digisport 1 urmează știri, Digisport special și meciul din play-out-ul Ligii 1 de fotbal, Petrolul FC Botoșan. Pe Digisport 2 de la 19:30, meciurile turneului feminin de tenis de la Stuttgart, gol marcat acum de Linnea Torstenson. De la 19:45 pe Digisport 3 e campionatul european de judo. Tot pe Digisport 3, de la 22, Las Palmas Espanyol, echipa lui Costel Gârcă, iar de la 21:45 pe Digisport 4, meci de rugby, Harlequins cu Grenoble, semifinală de Challenge Cup. Tot programul este pe site-ul nostru, pe www.digisport.ro, unde puteți de asemenea să aflați cele mai noi informații din sport. A încercat să pătrundă jucătoarea pe care noi am lăudat-o în urma prestației de până acum, Patricia Vizitiu. În centru este Abing, ea poate liniștită să joace și coordonatoare. Nu e o problemă. Elisei încearcă să rezolve 1-1 faza cu Carmen Martin și obține aruncare de la 7 metri. Nu este de acord cu această decizie Carmen Martin. Suferă Valentin Ardean Elisei. Schimbare de direcție foarte bună.
este palmă, practic, degetele de Carmen Martin într-o primă fază, după aceea strânge cu mâinile, dar n-ai putea spune că a ajuns mâna de la baza gâtului în sus, doar să se fie agățat foarte tare cu degetele de pieptul Valentinei Elisei Ardean. Și nu știu dacă nu cumva în cădere Valentina Ardean Elisei s-a accidentat la brațul stâng, am văzut că suferea. Acum se ridică Elisei, îi cere scuze Carmen Martin. E un duel care s-ar putea repeta și la Olimpiadă, pentru că și România și Spania sunt calificate a turneul olimpic de la Rio. Ce un duel între două super jucătoare. Iar Dona Cimento nu se lasă, aruncă în aceeași parte stângă a portarului, chiar dacă s-a schimbat, nu mai era Pessoa, era Iordache. Cele două echipe, repet informația, vă veți întâlni din nou miercuri. HM Baia Mare joacă la Ploiești în optimile de final ale Cupei României pe Digisport 2 de la ora 18. Gol marcat de Line Jorgensen pe pătrundere, culoar mare pe care a pătruns daneza. De la 21 pe Digisport 2, tot miercuri, Corona Brașov, CSM București, între cele două meciuri. Practic, sandwich-ul este asigurat de Chilțe cu Flensburg. Super meci din Velux Champions League sferturi. Handball din nou și iată că sunt meciuri pe care chiar nu trebuie să le ratați, merită să le vedeți, chiar dacă sunt unele după altele. Frumoasă aruncarea Patriciei Vizitiu, a avut ghinion, mingea s-a dus în transversală, contraatac pentru CSM București, gol marcat de Maria Fisker. Colaborare perfectă a celor două extreme de la campioana României, ale campioanei României. Se strânge rezultatul pe tabela de marcaj. 18-17, minutul 37, probabil că pauză. Kim Rasmussen și-a folosit timpul pentru a face apel, a zgândări orgoliul jucătoarelor sale. E suficient să le spui, sunteți campioanele României, vă convine să pierdeți? Să plecați în vise de aici? Da, Kim Rasmussen își dorește cu siguranță o victorie. Patricia Vizitiu aruncă în blocajul Micăi Brădeanu, aruncare de la 9 metri, ba nu, aruncare de la colțul terenului, probabil, pentru cele de la HM Baia Mare, într-adevăr. Vizitiu, Marin Popescu, încearcă o succesivă, Abing însă a ratat pasa pentru Elisei. S-ar putea să fi fost un fault acolo. Acolo s-a văzut că la un moment dat a încercat să dea drumul mingii cu mâna stângă și nu a ieșit și a trebuit să paseze cu dreapta, dar târziu, până a schimbat mingea dintr-o mână într-alta. Iată și discuție între Aurelian Roșca și Carmen Martin. Cu siguranță în engleză, amândoi sunt foarte buni vorbitori de limbă engleză, iar Roșca e chiar un tip simpatic, să știi. L-am văzut deseori îmbrățișat, nu doar salutat, de fostele sale jucătoare care urmau să fie adversare în meciurile respective. În altă ordine de idei, omul pe care l-aveți în imagine, Kim Rasmussen, este dorit foarte tare de Federația Ungară pentru a prelua naționala. Acum gol marcat de Linnea Torstenson, 18 egal. A patra reușită pentru Torstenson, care aduce și egalitatea și un timeout. În pole position este Ambrosio Martina, foarte aproape Kim Rasmussen. Dacă vor continua cu 5+1, transformă în centru în doi pivoți, da? Dacă vor continua, dacă se retrag, hai să dăm drumul la combinația numărul 1. Hai să, da? Combinația numărul 1 ducem cu jocul în centru, în centru. Nu, nu ducem spre margine, că facem blocaj. Îi facem pivotul spre încul al 2. Ok. Hei, hai, 2, 3 și HM! Dar iată-l pe omul de care vorbeam, ar putea cumva fi explicată poziția întâi ocupată de Ambrosio Martin prin prezența Ibericului de atâția ani ca antrenor la Gheorghe. Cunoaște toate jucătoarele ungare, majoritatea din selecționabilul provin din campionatul Ungariei. Da, de la cele două echipe.
Ferencvaros și mai ales Gheor, echipa pe care o antrenează. Se pare însă că danezul Kim Rasmussen are ceva probleme de familie și este tentat să se întoarcă în Danemarca. Este un părinte iubitor, are un băiețel și o fetiță. Înscrie și Brădeanu. Nu, cele de la Baia Mare au înscris, cred că Dona și Mento. Iar acum Ionica Munteanu reușește să apere. Excelent, recuperează Fisker și reușește să înscrie, evitând să calce semicercul. Pe colțul scurt, de această dată o greșeală de poziționare pentru Ionica Munteanu. A crezut că faza e rezolvată și n-a mai apucat să-și ocupe poziția optimă în poartă. 19 egal, încă 20 de minute din derbiul campionatului. Până la urmă rămâne un derby, indiferent de pozițiile celor două echipe sau de faptul că sezonul este terminat în ceea ce privește campionatul. A ratat acum Fisker. Și se ridică la nivelul denumirii de derby prin prestația jucătorilor din ambele tabere. Da, echipele care au preluat până la urmă ceea ce a fost o hegemonie a Old Kimului, începând de prin 2007, atunci când s-au întors mare parte din jucătoarele care evoluau în străinătate. Au mai fost formații care s-au bătut cu Old Kimul acolo, când Rulmentul Brașov, când, da, și când în timp vorbesc, și când un Cluj. Gol marcat de Timea Tătar. Se spune că CSM București, dacă învinge la Baia Mare, va repeta sezonul perfect, fără egal sau fără înfrângere, pe care Old Kimul l-a avut în ultimul an de existență. Acum pas până la Fisker. Gol marcat de Maria Fisker, probabil cea mai bună marcatoare a CSM-ului în această partidă până acum. 6 goluri are Maria Fisker. Sezonul 2012-2013, Old Kimul a terminat campionatul cu maximum de puncte, apoi a pierdut în optimile de final ale Cupei României în fața Coronei Brașov la aruncări de la 7 metri. Acela a fost ultimul meci al lui Old Kim Râmnicu Vâlcea. Te sperăm că similitudinile se opresc. Se opresc aici. Da. Oricum, intențiile celor de la CSM București au fost clar anunțate prin semnarea de noi jucătoare. Este o echipă dinamică în acest moment. Unele jucătoare vor pleca, altele vor veni. Extraordinar reușește Luciana Marin Popescu să înscrie după ce aruncase în primă fază în blocaj. Tot ea recuperează foarte atentă și o învinge pe Maisa Pessoa. E foarte nervoasă brazilianca din poarta CSM-ului, dar se încruntă degeaba pentru că e mai tot timpul lăsată liberă cu adversarele sale. N-a avut cine știe ce intervenții pe SOA în poarta CSM-ului. Trei parade, mult mai puține ca altă dată. E adevărat că fiecare sunt spectaculoase. Lasă să le apere celor de la Vardar, mai ales în condițiile în care avem mare nevoie de poartă, pentru că Leino, iată, fostă jucătoare la Old Kim, este într-o formă fantastică. Mai ales că iar Pessoa va merge la Vardar. Merge la Vardar. Exact. Se ridică de pe margine Sorin Rădulescu, potolit de grabă de Aurelian Roșca. Da, și probabil că ce a început micul scandal de mai devreme a fost reacția lui Kim Rasmussen, văzut o parte din spectatori uitându-se către banca celor de la CSM. Rodriguez iară reușește să înscrie. Este incredibil cum poate să facă asta. Pași în fault, protestează și Rodriguez. Noi vă spunem că asigurăm comentariul din studioul de la București. Nu știm ce se întâmplă în afara ecranului. Da, fault a fost să pași la reloare, s-a văzut clar că nu. Probabil că de asta protesta și Rodriguez. Perianu în centru, minge lăsată mai moale așa pentru Luciana Marin Popescu. De admirat Aurelian Roșca pentru calmul de care a dat dovadă
în perioada în care a stat pe bancă la HCM Baia Mare și a strunit derbii de fiecare dată. Așa cum zic eu că este normal să o facă un antrenor de valoare, valoarea având printre atributele sale, printre componentele sale, ceea aceea de manifestare civilizată, de bun simț. Da, din punctul nostru de vedere, o singură sincopă pentru Aurelian Roșca pe banca HCM-ului, acea înfrângere contra Coronei Brașov. Altfel, a scos maximum în condițiile date, cu jucătoare neplătite mai multe luni. Ține 7 metri Timea Tătar, plus eliminare de 2 minute pentru Line Jorgensen. Nu. Torstenson. Nu, s-a încruntat și Jorgensen acolo, dar zice că nu ia. E clar că nu participă Torstenson. La fază. Torstenson, este jucătoarea eliminată. Dona Șimentu se pregătește să arunce de la 7 metri, 21-20 pentru HCM Baia Mare. Încă jumătate de repriză mai avem. Gol marcat de Dona Șimentu. Vesoa o ghicește întotdeauna pe Dona Șimentu, dar de fiecare dată execuția tehnică e departe de partea Alexandrei Dona Șimentu. Și haideți să fim serios, Severin. Până la urmă, de cele mai multe ori, o aruncare de la 7 metri se ratează. Așa este. Portarul are puține șanse să... A scos portarul Kim Rasmussen și este introdusă cu acel maieu distinctiv Elena Pavel. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă Pavel va ajunge în poartă la un moment dat. Haideți să-l întrebăm pe Gergo Ivancic. Nu mai ții minte? S-a întâmplat când a reușit să apere. Avem și exemplul negativ de curând, împreună am comentat Steaua în Final Four-ul de băieți al Cupei României. Da. 7 metri pentru CSM București, execută Mica Brădeanu și o învinge pe Ionica Munteanu. Deci știam eu, dar cu 3 faze că urmează să dea Brădeanu gol. 22-21. Conduce în continuare HCM Baia Mare în... 8 jucătoare, HCM Baia Mare reușește o evoluție foarte bună și ține piept campioanei CSM București. Din nou felicitări pentru această echipă, indiferent de scorul cu care se va termina meciul. Acum forțează Patricia Vizitiu această aruncare pe minge pe SOA. Dacă nu cumva înainte să arunce a făcut pași Vizitiu. Senzația mea asta a fost, nu mai contează, deja respinsese pe SOA. Oricum s-a cam grăbit Patricia Vizitiu în condițiile în care nu era amenințare de joc pasiv. Și aveau și om în plus. Da, iar HCM-ul avea nevoie de un atac clar de gol. Mingea sare aiurea astfel încât CSM București rămâne în atac. Decizia este corectă, indiscutabil. Am văzut și banca CSM-ului, ne-am văzut acolo pe jucătoarele care nu au evoluat. Din nou Bianca Bazaliu și pivotul Cristina Nan. Semnalizare de prepasiv, aruncă Jorgensen, mingea se duce pe lângă poarta. Apărat foarte bine de Ionica Munteanu, 12 parade, plus acea penalitate la care nu a primit gol. O vede pe Rodriguez împinsă în față într-un fel de apărare 5-1, dar fiind faptul că echipa vizitatoare are efectiv complet din nou. Da, iar ne amintim că la timeout Aurelian Roșca a pregătit echipa tocmai pentru această apărare, acest tip de apărare folosit de CSM București în aceste momente. Nu este atentă Abing, tot ea recuperează, îi pasează lui Elisei, se înalță Elisei, foarte bine a venit Torstenson și a asigurat blocajul, contraatac, minge pentru Oana Manea, Fischer, apără însă Ionica Munteanu, extraordinară Ionica Munteanu în poarta lui HCM Baia Mare. Ne arată că 13 este cu noroc, de a 13 sa intervenție. Sub nicio formă.
Nu e veterană Ionica Munteanu, 37 de ani și într-o formă excepțională. Aia e reprezentanta acelei generații extraordinare, cu Vărzaru, cu Brăteanu. Ieșici, care nici ea n-a evoluat, s-a manifestat mai devreme, chiar dacă în vară va trece la CSM București. Asta vreau să zic, Ieșici încă poate să se bucure pentru Baia Mare. Da. Și e și dreptul până la urmă, poate dacă vrei și datoria ei să o facă, absolut, nu? Absolut, absolut. O încasează Patricia Vizitiu aici, la această fază. Torstenson este din nou eliminată și protestează. Destul de nervoasă mi se pare suedeza Linnea Torstenson. Așa e când, din punct de vedere fizic, nu ești la capacitate 100%, te străduiești să faci ceva și lucrurile nu-ți ies. În atâția ani de când joacă România, e prima astfel de reacție a Linnea Torstenson. Să spunem că naționala feminină va merge în continuare pe mâna suedezului Thomas Rude până la finalul anului, cu drept de prelungire până spre finalul anului viitor. 2 minute eliminată, Carmen Martin, aruncare de la 7 metri, situație foarte grea pentru CSM București, care va evolua în dublă inferioritate timp de 1 minut și jumătate. Păcate pentru Carmen Martin, care, repet, în opinia mea, este cea mai valoroasă extremă dreapta din lume, busculează în aer cu partea stângă. E al doilea duel cu Elisei, să nu uităm că Elisei s-a resimțit după primul duel. Regulamentul spune foarte clar, periclitarea integrității corporale a adversarii, la asta se încadrează foarte clar. A văzut multe dintre astea Alice. Cred că după multe dintre ele aș învăța să cadă mai cu folos. Da, mi-amintesc de acea accidentare pe care a avut-o la Olchim Râmnicu-Vâlcea. Contraatac, dă gol și cade rău pe picior și face ruptură de ligamente. Doamne ferește de astfel de accidentări, până la urmă, nu neapărat stupide, pentru că ele s-au întâmplat în timpul meciului, dar din neatenție, în primul și în primul rând. Gol marcat de Dona Șimento. Extraordinar caracterul fetelor de la Baia Mare. Observați câtă plăcere au de a juca handbal, cum se îmbrățișează după fiecare reușită. Emană multă energie pozitivă, atât în sânul echipei, cât și către spectatorii care au venit la sala sporturilor, chiar dacă sala nu este plină ca de obicei. Iar aici se văd caracterele adevărate, caracterele puternice, cele care, chiar dacă n-au putut să intre în teren, au îmbrăcat echipamentul fie doar și pentru a sta pe bancă, de a fi în felul acesta aproape de colegele lor. Recuperează HCB, leacă pe contraatac și schietă, dar auzi, puțin dar bun spectatorii. Da. Sunt convins că și dacă ar fi fost în poartă Paula Ungureanu, ar fi dat totul pentru HCM Baia Mare. Ciuda faptului că a fost acuzată că a trădat echipa, nici vorbă de așa ceva. Da, nu cred că și aveau rostul astfel de, în general, de jigniri. Da, în general sportul și în special sportul pe care îl comentăm, George, nu are astfel de atribute în vocabular. Aruncă pe lângă poartă cele de la CSM București, presiune fantastică pe care HCM Baia Mare o pune în acest moment. Două jucătoare în plus, să vedem acum, vine o semnalizare de la masa oficială. Este observatorul Gheorghe Năsturel din Caraș-Severin. E adevărat, se și vede Severin, au mai venit oameni în pauză. Mai populate tribunele sării la Scărpană. Ioan Băban vorbește și el cu observatorul, să nu cumva să fi fost o schimbare greșită la Baia Mare sau un apel către suporteri, nu-mi dau seama. Este calmat și Kim Rasmussen, probabil că a intrat într-un dialog cu spectatorii. Da, așa se înțelege din gesturi, le spune oficialilor să că totul poate să meargă mai departe, să dea drumul la meci. Este nervos, nu-și dorește să piardă, dar spre asta se îndreaptă această partidă. HCM Baia Mare, echipa mai motivată, echipa mai bună.
O pasă pentru Donascimento, care înscrie din nou spectaculos. Egalul cu numărul 10. 5 din aruncări de la 7 metri. Frumoasă reacția spectatorilor. Au expirat cele două eliminări din tabăra CSM-ului. Jorgensen este faultat acum de Gabi Suci. A doua schimbare, să spunem, validă pentru Aurelian Roșca. În 9 jucătoare a dus această partidă HM Baia Mare și priviți scorul. Și cu mare folos, din câte se poate observa. Torstenson, ce reacție de orgoliu pentru suedeză. Știi, mă gândeam că Federația Română de Handball a prelungit contractul lui Thomas Rude. Îți dai seama ce va fi. Vom merge la europeanul din Suedia cu un suedez pe bancă. Iar Torstenson este ambasador pentru orașul Kristianstad la campionatul european, iar Bella Gulden, ambasadorul competiției întregii țări, întregii Suedii. Un lucru pot să spun cu siguranță. Ce gol! Wow! Luciana Marin Popescu, brațul de exterior. Da. Un lucru pot să spun sigur, că orice ar spune lui Thomas Rude, nu va fi afectat pe bancă. Sau din contră, va înțelege mesajele, da, din public. Dar tot nu... Lucru care nu cred că se întâmplă, uite, cu Kim Rasmussen acum, deși îți dai seama că știe și el câteva cuvinte foarte aplicate pentru sport în limba română. Gol splendid reușit și de Maria Fisker, boltă. Perianu pentru Popescu. Va fi aruncare de la margine pentru HM Baia Mare. Patricia Vizitiu pentru aceeași Popescu. A fost favoritată Pati, 9 metri pentru Baia Mare. Să mai spunem că astăzi, 22 aprilie, este ziua Pământului, ziua în care s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător și că în principiu fiecare dintre noi este invitat să facă un lucru bun pentru mediul în care trăim fiecare, să pună un pom, o floare, sau poftim să facă mai puțină mizerie, să polueze mai puțin. Aici se vede cum Torstenson îi dă drumul de grabă Timei Tătar. Toate astea se dă aruncare de la 7 metri. Donascimento execută în vincul, 27-23. Păstrează cele de la HM Baia Mare diferența de 4 goluri. Ce ar fi însemnat această diferență dacă echipele ar fi venit în luptă directă pentru titlu? În condițiile în care, repet, CSM București a câștigat turul cu 24-21. Martin, gol! Da, ideea este că atunci când au jucat cele de la HCM Baia Mare la Brașov contra Corone, atmosfera nu era deloc propice în vestiar, fusese ședință chiar aici în sala sporturilor la Scărpană înainte de plecare și în acea ședință s-a vorbit foarte mult despre restanțele salariale ale jucătoarelor, care unele dintre ele au spus: ne-am chinuit destul, ajutați-ne și voi cei cu banii măcar acum. Și într-adevăr au fost câteva dintre jucătoare care au spus că ar fi cazul să nu intrăm în teren, nu din cauza spectatorilor pe care îi respectăm, ci din cauza faptului că nu primim banii. Și dacă totuși au mers mai departe, au făcut-o în special pentru spectatori, pentru sprijinul extraordinar pe care l-au primit din partea suporterilor. Aici sunt momente confuze în care ba e faul, ba e mingea pe jos, ba ca două, trei jucătoare. E bine că se respectă cele două combatante. Și ai văzut ce frumos a dus și Martin și a cerut scuze lui Elisei după ce o faultase. Ce să credem după figura lui Roșca? Să curgă cronometru mai repede? Da, da, cu siguranță. Aruncă Perianu, apără Iordache.
sau să dureze mai mult și să rămână diferența. Și hai să vedem contraatacul celor de la Baia Mare. Se oprește Aving pentru că e normal să o facă în condițiile în care echipa este în avantaj. Orice meci ar putea fi ultimul pentru HM Baia Mare și emoția e copleșitoare, așa cum s-a întâmplat la acel meci contra lui Buduș. De asta ziceam că parcă figura lui Aurelian Roșca spunea aș vrea să prelungească meciul, dar se termine cu diferența asta. Da. Oricum, noi sperăm ca promisiunile pe care măcar neoficial ți le-a făcut ție, George, cel care conduce ele, au fost municipiul într-un dialog chiar oficial, adică nu... Da. Să se respecte, asta să se respecte, da, asta este. Au spus că vor un proiect pe 2 ani în care nu vor mai fi salarii mari și dacă proiectul decurge bine, după 2 ani sau dacă mai devreme ajunge echipa în vârf, să existe maxim 3 jucătoare străine. Ne amintim, da, ne amintim de începutul acestui proiect, acum 3 ani, în care același om din fruntea echipei și a orașului spunea că în 2016 vrea să ia titlul și la fete și la băieți. S-a întâmplat la fete în 2014 și la băieți în 2015. Pentru Baia Mare la handbal nu va veni titlu în acest sezon, e sigur acest lucru. Minaur se bate în play-out, iar CSM București este deja campioana României. Martin îi pasează lui Rodriguez, Torstenson, Rodriguez, Brădeanu aruncă și nu este validat golul pentru că Rasmussen a cerut time-out înainte. Iată pe Ionica Munteanu, uite ce reacție are. Păi... iar râde, iar Mica Brădeanu mai avea un pic și plângea. Deci că n-am cerut time-out-ul atunci și cu 5 secunde înainte. S-a dezvinovățit Rasmussen în fața Aurelii Brădeanu. We do the 5-1 defense. Hey, they only score the 5-1 if the line is on the side. They try to put in or some shots on the backs. Just be ready for this. When we get the ball, move up quickly. All 6 players run at the same time. Okay? Come on. Hey, da, să reușești să te miști repede odată cu mingea și toate cele jucătoare și cele 6 jucătoare de cum să facă asta, chiar ar fi extraordinar. Nu sunt sigur dacă a cerut Boaerian acolo, știm că procedeul acesta se numește Kempa, sau așa este una din scheme, sau ăsta, da, e denumirea Kempa, germanii inventatorul. Da, 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 da. Germanii spun Kempa, este, au fost 5 frați Kempa și ei spun Kempa este combinația aeriană în care 5 jucători trimit mingea fără să, din săritură, deci din aer. Aceea este combinația Kempa. Practic ceva nerealizabil în ziua, a fost, de azi. Da, în ziua de azi, la nivelul acesta. A fost Flensburg a făcut în turnul din meciurile ediției trecute de Erste Bundesliga o combinație 4. Și n-a mai contat rezultatul, toată lumea s-a ridicat în picioare, au aplaudat. Vezi rar în ziua de astăzi să... Așa cum mă pregăteam mai devreme să spun că Tunașimento a reușit acel gol cu efect în sala în care a jucat cel care a inventat acel efect. Gol marcat de Elisei acum, din nou pe recuperare. Foarte atente cele de la HCM Baia Mare. Meci foarte bun făcut de echipa lui Aurelian Roșca. Maricel Voinea. Ratează Carmen Martin. Încă 4 minute, 4 goluri și... și se cam termină pentru CSM București perioada de 48 de meciuri fără înfrângere în Liga Națională. Cel mai supărat continuă să fie Kim Rasmussen. E clar că nu-i place să piardă danezului. Și este de respectat și de admirat și de prețuit pentru mentalitatea sa. Poate că e bine că vine o înfrângere înaintea Final Four-ului. Gol marcat de Gabi Berianu. Poate așa jucătoarele vor fi mai atente, mai responsabile. În meciul cu Vardar Skopje din semifinala de pe 7 mai. Să nu uităm că au și Cupa României, iar dacă se va ajunge în Cupa României la
un meci HCM CSM București, HCM Baia Mare CSM București, atunci nu cred că va mai fi atâta liniște pe teren. Da, deocamdată CSM-ul, spuneam, joacă la Brașov miercuri de la ora 21 contra Coronei, iar HCM Baia Mare joacă tot miercuri de la 18 pe Digisport 2. Ionica Munteanu scoate o nouă aruncare de la 7 metri, dar Mica Brădeanu mai bagă o scoate fisă. Și eu. Mai bagă o fisă, cum se spune, va fi din nou aruncare de la 7 metri. Aruncare de la 7 metri. Probabil cu executant schimbat, nu cred că Mica Brădeanu va mai executa. Nu, Rodriguez o culcă pe Ionica Munteanu și reușește să înscrie. A început Rodriguez seria de goluri. Ea se pricepe la așa ceva. Este prima sa reușită din această întâlnire, însă chiar și cu Rodriguez la capacitate maximă, nu știu dacă le mai ajunge timpul celor de la CSM, măcar pentru un egal, ale semna că CSM Baia Mare să nu mai înscrie deloc, iar Rodriguez să dea foc automat 4 goluri. Da, să vedem atacul celor de la CSM București. Acum, după ratarea Gabrielei Perianu, 29 la 25, Mica Brădeanu se grăbește, a pasat lui Rodriguez pentru Martin. Mica Brădeanu, Torstenson, o așteaptă pe Brădeanu, o depășire în fața lui Abing. Nu este schema celor de la CSM București, iar Mica Brădeanu este obligată să reorganizeze atacul echipei sale. Rodriguez, încercarea de a pătrunde, este gol. Ea-și face numărul. Da, este pătrunderea caracteristică, pătrundere cu semnătură pentru Ana Paula Rodriguez. Autograf. Exact. Evaluează șansele, dacă mai trebuie să scoată vreo minge sau nu Ionica Munteanu până în finalul jocului. Cântărește bine, 3 goluri, 1 minut și jumătate. E de domeniul imposibilului. O recuperare a celor de la CSM București, realist vorbind. Cum ar veni, am auzit o declarație a unui fotbalist. Noi ne apărăm șansele până la capăt, credem în victorie, deși e o misiune imposibilă. Atacul lung! Atacul lung! Tehnic Severin este timp pentru încă 3 goluri. Pe ce te bazezi? Pe România-Germania din 2007, nu? Iată ce simpatic este acest tânăr suporter al celor de la HCM Baia Mare. Așteaptă la autografe. Uite că jucătoarele care nu pot evolua, Gabi Preda, Alison Pino, nu se exteriorizează. Deși victoria e aproape, sunt precaute. Da, bine, pentru ele important e doar locul întâi și acesta nu mai poate fi obținut. Pentru suporteri însă e fantastică această victorie și mai pe deplin meritată. Mai sunt 64 de secunde. Timp ar fi să dai 3 goluri, condiția de fiecare dată să recuperezi. Asta se întâmplă, să dai gol pe contraatac. Dar repet asta de fiecare dată. Aici mi-au dat o mără uriașă de ajutor. 29 în supoziția mea. Da, da, da. Acesta este modelul. Ele l-au arătat, cele de la CSM București, trebuie să îl respecte în continuare. Vor fi însă atacuri lungi pentru HCM Baia Mare, să o vedem pe Marin Elisei, obține aruncare de la 7 metri. Scăpare în apărarea celor de la CSM București. Tot Martin o faultează pe Elisei, ce duel a fost acesta. Da, sincer, n-aș vrea să se repete la Olimpiada acest duel, pentru că vor fi polițe acolo. De remarcat cum Martin se duce cu omul, nu-l lasă. Ratează, recuperează, Dona Șimento aduce victoria, asigură victoria pentru HCM Baia Mare în derbiul cu CSM București. În acest moment nu mai este niciun dubiu, nicio șansă pentru campioane să obțină măcar un egal. Vicecampioana HCM Baia Mare rămâne cu satisfacția acestei victorii. Obține aruncare de la 7 metri și Oana Mana e cea de-a doua pe care o trecem în dreptul său. Are și 3 goluri. HCM Baia Mare câștigă, dar titlul este obținut de CSM București, ediția 2015-2016. Rodriguez mai înscrie o dată.
Titlul l-au lăsat deja acasă la București, da. Cele de la CSM. Să nu ia și cupa pentru locul 2. Și am văzut-o că e pregătită pentru cele de la HM Baia Mare împreună cu medaliile de argint. Au ratat cele de la HM Baia Mare și acesta este scorul final. Victorie formidabilă pentru HM Baia Mare, 30-28 împotriva CSM-ului București. Un meci, George, foarte, foarte frumos, chiar dacă n-a avut încărcătura unui adevărat derby. Un meci încântător de handball în numele întregii echipe de transmisie. Vă mulțumesc pentru atenție, Severin Călinescu și George Mihail Purvan. Rămâneți pe frecvențele Digisport pentru sport de calitate, spectacolul campionilor. La revedere!